Și așa începe orice deplasare. Cu îmbarcarea în avion. Dacă de-a lungul timpului am avut și noroc și ghinion, l-am chiriat mașini, de data asta am făcut în scăldătoare, cum s-ar spune la noi la români. Ia uitați-vă cum se decolorează sau cum se pătează ornamentele de la ploaia acidă și soluțiile pentru decivrare. O să încep cu defectele, pentru că așa îmi place. Îi trimisesem un e-mail dinainte pentru a îmi spune cât costă uleiul și tot ce e necesar pentru schimbarea uleiului la cutia de viteze pentru BMW. I-am transmis vinul, dar am întârziat, n-am ajuns la 12, ci mai târziu. 900 de km de când am preluat mașina. Iar consumul înregistrat este de 5,4, cu o medie orară de 107,6 km la oră. E puțin parcarea blocată. Așteptăm cu minți. Nu suntem români cu claxoane, flash-uri și alte chestiuni de acest gen.